Severinenii au călătorit în timpul weekendul acesta. Mai multe grupuri de reconstituire istorică medievală din toată țara au participat la festivalul Secretele Cetăților Medievale de-a lungul Porților de Fier, însuflețind cetatea Severinului timp de 2 zile. Festivalul Secretele Cetăților Medievale de-a lungul Porților de Fier a avut loc în Robeta Turnu Severin în acest weekend. Odată ajunși la cetatea Severinului, publicul a fost surprins de atmosfera recreată, de costume, meșteșugurile și obiceiurile acelei epoci. Suntem la Festivalul Medieval al Cetății Severinului. Suntem mai multe grupuri din toată țara de reconstituire istorică medievală. Încercăm să aducem în această cetate un pic din zilele civile și militare ale oamenilor din perioada medievală și să arătăm oamenilor cum se trăia. Începând de la meșteșuguri, avem ateliere, bucătărie, arme, evident armuri, avem inclusiv antrenamente în cealaltă parte, unde se antrenează colegii mei din echipa națională de lupte full contact medievale, unde România este reprezentată. Luptele full contact în armură medievală au făcut deliciul spectatorilor într-o seară de poveste în interiorul cetății. Încercăm să facem spectatorii să înțeleagă cât mai bine că nu erau foarte mari diferențe între viața de acum și viața medievală, poate doar scena diferă. Oamenii se ocupau atât de fitness, cât și de gătit, de înfrumusețare, de îmbrăcăminte, de tot. În cadrul atelierelor de prezentare a meșteșugurilor, cei prezenți au putut vedea cum se confecționau armele și armurile cavalerilor, din acea vreme realizarea obiectelor vestimentare, cât și prepararea hranei. Le puteai găsi și le puteai primi dacă mergeai în pelerinaj. Și o anumită biserică avea, un anumit tip de aplică din asta de haină și puteai să ai trestuța asta, iepurașul ăsta cu scut și cu pumnal și tot felul. Deci, și în funcție de unde mergeai, făceai o întreagă colecție de din astea de aplici care puteai să-ți le prinzi de haine, de poate de curea și în felul ăsta aveai ca un fel de, cum sunt așa în ziua de azi, magneții ăștia de emblemă. De frigider, da. Și spuneai, am fost acolo, am fost și dincolo, am făcut pelerinajul la biserica X și Y. Multe din armele folosite pe timp de luptă au la bază unelte tradiționale. De exemplu, ăsta. Biciul de luptă. La origini. La origini era o sculă care se bătea cerealele și floarea de soare și fasolea, știi, se băga și se bătea cu o greutate, dar bine, de fapt la cap avea altă bucată de lemn, știi, și asta. Dar au zis, bă, lemnul e prea ușor, așa că băgăm o bilă de fier cu ăsta ca de buzdugan. Și asta, în plus, cum să spun, eu am ușor manevrat, dar îți conferă și o anumită distanță față de și trebuie foarte bine să stăpânești, pentru că fiecare zad din lanț, în momentul cu vânguri, poți să-i prindă alte mișcare. Ori dacă nu o stăpânești ca lumea, poți să te auto-accidentezi. Bine, asta era în general folosite de femei pe timp de pace, când vedeau bărbații de la cârciumă beți, cu chef de scandal. Pac, îi trăgea una la asta, ăla se trezea dimineața, zice, eu mă doare capul de la băutură. O severineancă plecată de ani de zile din orașul natal a fost plăcut surprinsă, odată cu revenirea pentru sărbătoarea Paștelui, să descopere un astfel de festival în cetatea medievală a Severinului. Sunt foarte frumoase, eu sunt născută aici și plecată de 20 ceva de ani din Severin și când ne întoarcem de Paște, o mare bucurie să vedem astfel de festivaluri. Dumnezeu să le ajute să facă cât mai multe și cât mai ample.
chiar ne bucurăm. Festivalul medieval s-a încheiat cu decernarea premiului pentru cea mai bună ținută medievală și a premiilor istorie vie pentru grupurile participante.